articolul 133 aliniatul 1, articolul 134 aliniatul 1, litera A și aliniat 5 din codul administrativ, prin dispoziția primarului 175 din 15 ani, a fost convocat și ședința ordinară a Consiliului Local din luna septembrie. La această ședință sunt prezenți 14 consilieri, lipsește domnul Zănescu, este legat constituită. Rog doamnele și domnii consilieri care au interes personal de natură patrimonială în proiectele supuse de dezbatere, se abțină de la dezbatere și de la deliberare. Domnul președinte, dragi știri ordinii de zi. Deci proiectul ordinii de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Giu din 17.08.2012. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local de Giu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale de Giu pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator primar Elena Cipriac. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local de Giu în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ a Școlii Gimnaziale de Giu pentru anul școlar 2022-2023, inițiator primar Venin Ciprian. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei de Giu pentru anul 2022 și modificarea listei de investiții, inițiator primar Venin Ciprian. Punctul 5. Diverse. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu se. Și începem cu punctul 1. Aprobarea procesului verbal la ședința ordinare a Consiliului Local de Giu de 17.08.2022. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu se. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local de Giu și Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale de Giu pentru anul școlar 2022. Am ochelare și nu mai așa. Da. Nu vă ajutați la spus. Da. Propuneri? Două propuneri pentru doi consilieri în Consiliul de Administrație. Patru ora de la noi. Domnul Bosiu. Doamna Bosiu. Nu vreau să fiu cred. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu. Așa. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local de Giu în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ a Școlii Gimnaziale de Giu pentru anul școlar 2022-2023. Cine a fost? Eu. Domnul Ștefan. Da, nu știu ce, că a fost chemat niciodată, nu știu ce s-a adică. Nu, doar o singură, nu este... Ați chiar n-a stăbat, o să fie. Nu ești după alege, 2024, nu ești după. 2025. Ești după ce mă zic, dacă pot, doamna au zis, ne-a fost greșit. Mai sunt rămâne? Da. Cine este pentru? Domnul Ștefan, ești acum. Așa că erau două propuneri. Păi da. Iar mai erau propuneri. Mai erau propuneri, de asta. Da, cine este pentru domnul Ștefan? Da, cine este pentru domnul Ștefan? Da, cine este pentru domnul Ștefan? 6. Cine este pentru doamna Gădi? Nu era? 4, 6. Nu să ne apărăm, să ne apărăm, să ne apărăm. Nu, ca să te învățăm. Asta te-am învățat, nu trebuie să învățăm ceva. La cea? Da, pentru cea. Nu, pentru cea. La cea e altceva. Cea cu e altceva, Consiliul de Administrație altceva. Consiliul de Administrație una. Problema a venit la tine, da. Deci, da, dar nu spus. Dar eu n-am voie să merg la cea? Nu. Nu, că nu am poate de ce nu să fac. Păi da, dar eu dată n-ai, stai cu singură. Păi să nu am poate. Nu știu de la nu vrea. Ah. Te-ai făcut un lucru. Nu. Eu propunem mă la voie. Dar ce te să nu mă trezesc, zic cum vreau. Rămâneți, domnul Ștefanoie, că n-am... Păi doamne, aici mai aici, care vrea, că vrea pe ăla, că vrea pe ăla. Păi, hai să-mi putem, mai zic o dată. Păi, ești sau? Păi, citim. Din nou. Da. Citim că domnul Ștefanoie. Este.
Ai numărat? Care este? 2, 4, 6, 7. Pentru doamna mea l-a vădit? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei de Egipt pentru 2022 și notificarea listei de investiții planificate. Care sunt discuții? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei de Egipt pentru anul 2022 și modificarea listei de investiții. Inițiator și numărul. Da, dacă dați voie să prezentăm, aici domnul contabil este în concediu și nu poate fi prezent astăzi. Se pare că bătaie pe Consiliul Administrativ la școală, acolo se învârtă. Da. Cred că trebuia să mergem la școală înainte, dar acum e păcat, e prea târziu să mergem la vârsta asta, să mai facem acolo schimbări. Yes. Da, o să vedem cum o să scoatem la capăt. Sunt convins că ați și cu toții documentația care a fost pusă la spre a fi documentată. E vorba de niște modificări sau de investiții pe care suntem obligați să le facem, întrucât avem acel proiect pe care l-am reușit să-l câștigăm, să spun, într-un fel sau altul, cu de alimentare cu apă și canalizare în satele Brătirea și Drăgugești, proiect care, pentru a fi dus la capăt, trebuie să avem și noi cota noastră parte în vederea realizării. Parte din banii pe care îi rectificăm astăzi merg către alimentare cu apă, către acel proiect și vor fi folosiți în partea de SF și obține documentația vize, plus contractul cu firma de consultanță. Dacă vreți, dau cu citire fiecărui punct în parte. Dacă nu, aștept să fiu întrebat de dumneavoastră, vă pot da răspunsul punctual. Doamna Bădin, vă rog. De ceva timp, acum nu mai este obligatoriu sau fost eu prezentă, nu s-au mai aprobat execuțiile bugetare. Dacă puteți să ne spuneți din bugetul inițial care a fost aprobat pe acest capitol alimentar cu canalizare, ce s-a cheltuit? Că, sincer, nu am văzut. Nu s-a cheltuit nimic pe acest capitol până acum, pentru că e un proiect nou, un proiect pe care l-am gândit banul. Nu m-ați înțeles, am spus pe acest capitol, nu pe acest proiect. Adică s-a făcut ceva în afară. S-a făcut extinderea de alimentare cu apă la 70.000 de lei, la Drăgugești. La Drăgugești, pe statul obiectiv. O parte din bani pe tot ce înseamnă reparația acolo, unde anul ăsta am avut probleme foarte mari cu alimentarea cu apă. Și atât nu știu care e explicația, vorbesc timpul, vârsta, conducte, nu știu. Chiar acum două luni am schimbat tot ce înseamnă parte de pompe și automatizarea de lei din cauza fluctuațiilor de curent. Chiar am făcut și ieri și săptămâna trecută adrese către Delgaz, care nu își fac treaba absolut deloc în comuna noastră și o problemă gravă. Mi-a fost ars în întregul sistem, am pierdut practic 30 ceva de mii de lei pe pompe și pe automatizări. Pică curentul foarte des, sunt fluctuații foarte mari, ținând cont că stația de pompare de la DVM este legată la transformatorul din capătul satului, practic este ultimul stâlp și tensiunea scade foarte, foarte mult. Ar trebui să meargă cu 3,80 și din ultimele măsurători avem momente în care ajunge la 2,70, 2,80 clar, pompa intră în șoc și avem de cazuri cu ea. Nu vă spun că duminică la ora 2 s-a luat curentul pe, la Drăgugești pe Vale și abia ieri noapte au ajuns, după ce am făcut nu știu câte apeluri, vorbim cu roboții, când ai ce vorbe la Delgaz, să dea drumul la curent, depindem de pompă și pe Drăgugești, mai ales că trebuie pompat către Delen ca să ajungă apă. Am dat iar peste capul, înseamnă program. Pe sistemul cu apă am avut o probleme și cred că vom avea probleme, indiferent cine va fi aici la noi, că nu există apă suficientă pentru o comună atât de mare cum e comuna noastră. Asta este realitatea, indiferent cât ar ploua și cât s-ar consuma. Apă este, numai că apă e în pământ. Este, dar nu este suficient.
Da. Ca să vă mai explicită. Regioarea Băiești, dar trebuie. Vă rog să vă lăsați să vorbească, domnule. Ca să vă mai explicită. Am bugetat niște acțiuni la începutul anului. Exact. În afară de teren care este distinct, în afară de acel proiect cu apă și canalizare, care a fost prins ca și proiect terenul peste a fost achiziționat. Vă întreb sincer, ori nu înțeleg eu, ori nu este foarte explicit. Eu văd că se face... Asta înțeleg eu din proiectul de hotărâre și din referatul de specialitate, că se face rectificare să se plătească acele lucruri despre care vorbeați și care erau bugetate, drenurile, rezervoarele. Nu. Păi asta scrie. Nu, rectificarea o facem pentru a aduce bună parte din bani spre încheierea contractului cu firma de consultanță și întocmirea SF-ului cu Pierconex. O parte dintre ei sunt bani pe care ne-i punem în capitolul cheltuieli, întrucât vor mai interveni sigur tot felul de probleme legate de buna funcționare a sistemului de alimentare cu apă. Nu știu cât merge acolo, cred că vreo 120.000 de lei. Referire este la lucrurile care le-ați făcut și v-am zis că astea au fost bugetate, deci trebuie rectificate. Cele care au fost bugetate și de la care luăm banii sunt lucrări pe care le-am gândit la începutul anului, dar care nu ne-am apucat încă de ele, pentru că suntem în diferite faze ale proiectării. Studii de teren, studii geo, studii hidro, aici mă refer la sistemul de pe Hedegiu, unde am reușit și am finalizat, chiar săptămâna trecută am primit expertiza tehnică, urmează să facem rețul de executat și să finalizăm și cu acel proiect de pe Hedegiu care a fost început cu ani în urmă. Partea de alimentare cu apă sau de suplimentare, sursa apă pe DR, unde am achiziționat doar terenul, urmează să finalizăm partea de proiectare. Nu am putut să ne-am putut începe în fază de proiectare până când nu eram proprietar pe terenul respectiv. Teren pe care l-am luat, cred că în luna august, pe sfârșit, 27-28 august, a durat enorm de mult. În primul rând am dat 100 și ceva de zile să așteptăm să prinsemnăm contractul la notar, pentru că tot era extravila. Nu vă spun câte drum s-au făcut la Mercuria Ciu pentru a aduce unul dintre moștenitori. În fine, chestii destul de încurcate pe care le până le-am dus la capăt. Bun. Spuneți-mi concret, pentru efectuarea reparației la sistemul de alimentare cu apă și pentru diverse lucrări impuse să realizate de către autorități abilitate, împrejmuire, rezervoare, gard de protecție, exact, este necesar alocarea suplimentar a unei sume de 120.000 de lei. Asta are legătură cu proiectul de care vorbeați? Nu. Vorbim de proiectele vechi, de proiectul vechi, acel cu alimentare cu apă de pe ordonanța 7, făcut de dumneavoastră înainte, unde a trebuit să facem, din nou tot ce înseamnă împrejmuit, pentru că am ajuns la ultima condiție impusă de RMH și am obținut inclusiv studiul hidrologic de la cei de la București, pentru a putea fi autorizată sursa respectivă. Nu este autorizată nici astăzi. Am împrejmuit Hedegiu sus, Hedegiu jos, Drăgugești o parte și mai avem captarea, unde mai necesită, nu vorbim de suma respectivă, vorbim de 2 lei. Deci sunt alte lucrări, nu sunt exclusiv cele cu proiectul de canalizare. Deci proiectul de, proiectul de canalizare și... E 150.000 pentru asta, nu? Da, sunt banii care merg către consultanță, parte din ei, și o parte din ei vor merge către firma de proiectare care nu face SF-ul. Dar cred că sunt bani prinși în discuția de investiție pentru... Dar nu a fost prins pentru că e proiectul nou ăsta, nu a fost... Nu este proiect nou. Nu, da, a fost prins, exact, a fost prins la început. Cum se rectifică dacă a fost prins? Cum se rectifică sumele... Se suplimentează sumele respective, că au fost prins puțin bani și rectificăm cum costă 50.000 de lei. Pentru consultanță. Și la lucrări. La lucrare au fost prins o sumă mai mică, au intervenit mai multe lucrări anul decât au fost revoluse la începutul anului, pentru că nu avea nimeni să știe la începutul anului câți bani să fie în buget, mai ales că am încercat la începutul anului. Deci nu s-au cheltuit acelea, asta v-am întrebat de execuție. Nu. La începutul anului am gândit că avem fiecare om sume mai mici, gândindu-ne că putem să acoperim cât mai multe lucrări din comună și investiții. Nu a fost să fie așa, am avut probleme cu sistemul de pompe, chestii pe care trebuie să fac din nou, iarăși, la delay, pentru că nu funcționează cum trebuie să funcționeze. Inclusiv pe canalizare, domnule, în schimbare. Da, inclusiv pe canalizare. Și a fost aceeași capitol. Toate pompele au fost schimbate anul acesta. E sume care nu deloc bani puțin. Da, deci practic se suplimentează și alte lucruri. Și alte lucruri. De la apă și canalizare. Pe bunuri și servicii,
da? Pe tirul 20, ajutare cu apă pe 71 cu 50 de mii de lei. Mai sunt discuții la acest proiect? Se suplimentează cu 50 de mii de lei, nu înțeleg, că referea scrie altceva. Ca să nu... Eu am hotărârea în față, doamnă Bădic, nu știu ce aveți la voastră. Eu am referatul de specialitate. Exact. Vă rog frumos să coroborați, să discutați cu la sfârșit, deci nu am nimic împotrivă, numai că mi se fac totuși neconcordanțe între raportul de specialitate, să măcar așa... Dar nu sunt neconcordanțe, eu am aici, aveți hotărârea în față? Am hotărârea în față, dar... Dați-și, vă rog... Da, se aprobă modificarea de investiții în următoarele lucrări. Vă iau pe fiecare în parte ca să nu mai fie obținut întrebare. Anotare cu apă zate de lei îndrăbugește de giuși și plătirea se reduce cu 50.000 de lei. Aici e vorba de acel proiect la care nu ai renunțat inițial și, și pe care a fost bugetat cu 50.000 pentru investiții. Întrucât investiția nu se poate face, că suntem abia în faza de expertiză tehnică aprobată pentru a, complet pentru a continua lucrările pe HLG, nu discutăm discuții plătirea aici, dar așa a fost denumirea proiectului vechi din 2007, se ia 50.000 de lei și se duce pe un alt capitol, dar tot la apă. Dar aici a fost pentru investiții. Noi vorbim de capitolul pe investiții, nu de reparații și întreținere. Lista investiției practic nici nu există după ce... Nu se regăsește pentru că nu este investiție. Exact. Suplimentare sursă de apă în satul de lene. Se reduce cu suma de 50.000 de lei. La fel, la începutul anului am prins 50.000 de lei, gândindu-ne că reușim să finalizăm până în iunie-iulie achiziționarea terenului și fața de proiectare și să ne putem apuca în toamna asta de lucrare, de început. Clar, 50.000 de lei, aceștia nu erau bani suficienți pentru a face acel proiect. Întrucât nu ne putem apuca, că nici n-am finalizat proiectul, luăm banii și ducem la fel pe apă și canal pentru proiectul nou. Parte din ei. Parte din ei vor merge pe reparații. Există sistem canalizare în satul Regiu și Delegă. Se reduce cu 20.000 de lei. Aici este vorba de un proiect pe care l-am gândit la începutul anului și care suntem în discuții cu o firmă de consultanță condusă de domnul Dan Moșneagu. E vorba de o măsură pe PNRR, dar se pare că nu vom fi erigit pentru că nu suntem într-o listă anexa 6, unde au fost prinse la începutul anului o parte din comunele din țară, mai multe nu decât da, cu aglomerări de peste 2000 de locuitori. Noi n-am fost prinși, pentru că cei de la CRAP nu au avut interesul să ne raporteze și pe noi, pentru că noi nu suntem membri în asociația lor. Suntem membri, dar nu suntem parte în contractele lor. Și atunci, o parte de acolo din bănuț, noi cu lucrarea respectivă oricum vom continua, așteptăm să se deschidă măsura pe 15 octombrie și vom depune pentru aglomerări sub 2000 de locuitori. E vorba de extindere de canalizare doar la DLN, de la centru până în capătul satului și de la Hilegiu, de la blocul numărul 1 până în capăt Sfântăraneasa, pentru că sunt zonă care nu au canalizare și din punctul meu de vedere nu ar fi lucrări foarte costisitoare, ținând cont că canalizarea poate să funcționeze gravitațional, să nu depindă de pompe și pe HDG și pe DL. Mai ales că avem punctaj maxim într-o putere o stație depurare existentă. Apoi, modernizarea strada Costea se reduce cu 100.000 de lei. Sunt banii care au fost priși inițiat în strada Costea. Strada Costea, ca și strada Ciungi, sunt două străzi pe care ne-am propus pe modernizare. Ambele au primit, au obținut inclusiv autorizații de construire. Ciungiul continuăm că nu mai pot da înapoi, deja am început lucrările acolo și am semnat contractul cu o firmă. Dar la Costea am renunțat, nici nu aveam bani suficienți. Ne-am gândit că poate sfârșitul anului vom fi bugetați, dar nu pot continua pentru că eu sunt convins că în primăvară vom începe lucrările de acolo pentru alimentare cu apă și canalizare și atunci vom putea ulterior să o modernizăm, să o asfaltăm. Reabilitare și modernizare infrastructurii rutiere afectate, care amintiți, vorba acel proiect mare care nu avem depus pe cele aici, la care nu avem niciun răspuns. Am luat de acolo 40.000 de lei și asigurarea dotărilor prin dotarea țelei de școli verzi. E la fel o măsură prinsă tot în PNRR, cu care avem contract la fel cu aceeași linie de Constanță de la Iași, dar încă nu s-a deschis sesiunea. Ne deschis sesiunea, clar nu avem bani pentru, nu avea pentru ce să stea bani acolo la investiții, am răpăstat doar bani pentru faza de consultanță și proiectare. Ăștia sunt banii care îi vom lua din buget și se vor lista de investiții și se vor regăsi la
asistență socială, 21.880 de lei, acolo unde e nevoie să suplimentăm indemnizațiile asistenților personale. Clar, nu ne vor ajunge banii aceștia, dar e o sumă pentru a putea acoperi și luna octombrie. Și anul și luna aceasta am suplimentat tot din bugetul local. Sperăm ca la spre sfârșitul anului să primim banii de la minister, așa cum am plătit fiecare dată. Apoi, alimentare cu apă, tipul 20, bunuri și servicii, 120.000 de lei. Alimentare cu apă, cheltuieli de capital, 50.000 de lei. Pe drumuri, ducem 70.000 de lei. Se apropie iarna, să mai achiziționăm parte din materialul antiderapant și mai avem niște cheltuieli pe care eu sunt convins că reușim să le efectuăm, ținând cont că am făcut memoriu și am făcut și raport către prefectură și ISU, în urma ploilor acelea abundente de acum 3 săptămâni, când a plouat 80 metri pătrat, noi am reușit și am dus la capăt drumurile și am adus decât la stadiu normal, dar pe cheltuieli e neprevăzut, că vă dați seama, și atunci noi am bugetat cu o sumă din bugetul nostru, urmând să ne recuperăm banii prin bani de la Ministerul Social de Urgență. Despre asta este vorba, altă modificare nu este. Da, nu mai continui. Vă rog totuși, spune domnul contabil, să verifici concordanța. Văd că la primul lucru. Posibil să fi fost vreo greșeală dânsului în prezentarea de la... Mai multe ori în exprimare. Iau capul să se exprime în așa fel încât să nu înțelegem. Vă dau un singur exemplu. Devizul de lucrări pentru reparații la rețeaua de alimentare cu apă este de 100.498. Repompare de lemn, probabil stația, și două rezervoare de lemn, prăbuceș și reabilitare dren. Se rectifică cu 120.000, iar devizul este de 100.000. Da, în condițiile în care noi la începutul anului am avut bugetate lucrări pentru reabilitarea, nu știu execuția, de asta v-am întrebat. Asta înseamnă că am avut undeva... Deci am prevăzut mai puțin bani în buget pentru reparații și pe perioada anului cheltuielile sunt mai mari decât cele pe care le-am prevăzut noi. Noi am avut anul ăsta lucrări inclusiv la terenul de la captarea de adrăgătoferta, care a fost din nou de copertat, curățat, de pus acele sorturi. Da. Iar asta în pompare m-am spus, intră nu doar pompele de la alimentare cu apă, ci pompele de la canalizare. Avem 4 stații de pompare care în anul ăsta au fost schimbate toate. Și cele de la Voicu, și cele de la Delen, și cele de la Hedegiu. Și cred că le vom schimba anual, dacă nu mai drept, pentru că omul nu înțelege cu atâția ani că canalizarea nu poate fi folosită decât doar pentru apă menajeră și nu pentru borbotul de la țuică, nu pentru textilii, ștram și alte obiecte că n-au ceva acolo. Dar cred că sunt, nu cred că o face neapărat cu intenție rea. Eu nu știu, o să încerc să prind într-un fel sau altul, nu am eu așa o presimțire că sunt locuințe care s-au brașat într-un fel sau altul cu latrina la canalizare. Da? Cum spun latrină, mă refer la WC-ul cel din curte, unde nu este apă menajeră, apă curentă și acolo cred că sunt mai rugă și altceva, pentru că am găsit și găini moarte în plasa de la pompi. E normal, cum pace se blochează, intră în șoc și sare. Și pompul nu e tare simplu să o schimb. Mai este un sistem tehnic, copător. Da. Mai sunt discuții? Nu, nu mai am. Atunci cine este pentru? Împotriva obțineți? Pentru cei diversi. Nu vedeam de mine. Stați, asta e distanța noastră responsabilă. Aveți în omultăți, domnul primar, ceea ce ține de gaz? De... Nu. Sunt șanse? Cred că pe sfârșitul lunii octombrie, începutul noiembrie, ne vom scoate agitații sistemul acela nostru, ne avem toată obligația pregătită, dar, repet, eu nu cred că vor fi interesați, pentru că am mai discutat la diverse ședințe la care am participat, chiar la nivel de țară, nicio primărie din cele care au scos spre licitații sistemul întreg, nu doar extindere. Pe extindere, da, sistemul întreg, așa cum este la noi, nu s-a plătit nicio firmă autorizată, de cele care au vrut să facă acea investiție.
nu spun că e vorba de bani foarte mulți, iar astăzi, dacă ne gândim la ce se întâmplă cu gazul, eu am emoții că în iarnă nu avea gaz deci pentru cei care sunt branșați la gaz. Chiar discutam cu cineva zilele astea că la Livezi ca o gaz, se gândea să-și cumpere o centrală clasică pe lemn, că în situația în care ne lasă Putin două săptămâni fără gaz, o să ne fie să de greu. Nu avem 80% deja magazinat. Da, avem, da. Așa, de plană toată ziua. Avem, exact, magazinele regitoare. Da, pentru că a fost discutit, să lăsăm la o parte, parte priorile astea. Dacă domnul director nu poate spune dacă a început anul școlar în condiții optime, dacă sunt probleme generate de începutul anului școlar, două întrebări la fiecare. Adică spuneți dumneavoastră și cum aș mai avea o întrebare. Dacă sunt probleme grave, care Consiliul Local ar putea veni cu rectificare să vă ajute în sensul ăsta să faceți ceva vreo lucrare? Momentan, eu zic că ne descurcăm. Centralele, așa cum spune și domnul Dusiu, pentru funcționează, Nu, dar doi ani astăzi să vedeți o constatăm cu toți la fața lucrurilor. Clădirea în care este acea... Nu văd, fapt. Acea placa la Drăgugești, într-adevăr, în exterior, nu arată... Dar funcționează, funcționează. În parametri, se încredește în școală. Da. Mergem cu două cazane la Drăgugești. Deja deja se poate constata la fața locului. Se poate merge la fața locului. Asta. Păi, dacă nu se poate. Ce ești bine? Poate merge oricând. Păi, da, ce dar doriți. Să nu mai învățați. Domnul Dusuior, colegul nostru, spune că trebuie să învățați noastră, că nu este funcțională școala de la Drăgucești, pentru că este foarte miserie, nu merg robinete. Ce vreau la foarte vechi? Aia ajung. Deci cazanul este nou. Dar putem merge să vedem cu toții, cu domnul Oalimea, putem merge să vedem la fața locului cu toții ce să constatăm, dacă mai poate funcționa sau nu. Dar dacă noi n-am pune centrale și logistică dură... Domnule, dar a fost discuții de acum un an cu partea lui, noi izolată și nu merge școala, dar auză pe chestia. Deci noi când ne pregătim? E octombrie, noiembrie, decembrie. Dacă ne-am pregătit în intervalul ăsta martie, august, ne pregătim din noiembrie. Eu știu că noi suntem pregătiți. Nu prea cred. Nu prea cred. Cred că e contactat în firmă care ține să facă partea aceea de... Acele toalete au apă, da? Pentru că și fosa se umple datorită acelor bazine. Copilul merge și urinează 100 de grame și apasă 5 litri de 6 litri de apă care merg în fosă. Deci există apă. Posibilitatea să fi fost domnul Busuioc și să fi găsit mizerie, nu știu dacă era în timpul școlii, în timpul cursului. Un plan în clasa din dreapta. Așa, deci zic că oamenii de servici își fac datoria. N-am reclamații din partea cadrului didactice, a părinților, să-mi spună că acolo a fost mizerie, că sunt dotate cu hârtie igienică, cu săpun lichid. Putem merge la fața locului? Sigur că putem. Dar cum domnul Busuioc, cine nu vă lasă? Dar stabiliți împreună. Dar nu, să stabilim deci acum să mergem cu toți. Mergi cu mine, domnul Busuioc, și nu numai eu, e să mai mergem și ceva, înțelegi? Posibil să fie... Păi o răză și o dăm la pace. Un inconvenient, datorită faptului. Că la școala gimnazială Drăgucești avem două... Mergem toți de comisii care sunt. Cine este responsabil pe comisia cu învățământul? Ar trebui să ne învățăm. Dar cine poate să ne învățăm? Eu nu l-am trebuit învățământul. Dar cu ce? Să ne învățăm, cu ce? De
pentru tânările de școlile noastre funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Poate ar trebui să mai bine, dar ne având apă zilnic, ne chinuim să avem rezerve de apă să ajungă toată perioada zilei. Școala Drăgugești nu are canalizare și atunci avem două fosti acolo care se vitanjează, cred că aproape lunar, ținând cont că avem vitanja noastră, nu suntem obligați, avem cheltuieli foarte mari pe partea de vitanjare. Știu că centrala de la Drăgugești funcționează într-o clădire veche din spatele școlii, care nu este o clădire modernizată, dar asta nu înseamnă că acolo nu se face nimeni treaba sau că în școală nu avem căldură. Nu, eu vă spun că nu avem. Eu vreau să zic ceva, că sunt pensiuni care au fost care erau. Eu chiar am postat câteva imagini cu toate școlile. Nu de fapt, sunt îngrijite, toate sunt frumoase, sunt frumoase, sunt jos, nu de bazine? Nu sunt bazine, de ce? La ei? La ei, afară, pe ce ori, cred că eu știu care e profesor și care e. Eu nu știu, că nu scrie nimeni pe un plan care de ce. Nu poți să vrei să vorbim cu eu, dacă mai era cineva de zi, interesat. Nu știu să rezolvi și problema cu izolația, să fim de iată, nu e călzură, nu se zice pe școală. Asta a fost de acum, n-am discuția. A trecut o vară întreagă. Școala ar trebui să intre într-o renovare. Păi corect? Asta e da, corect. Ce facem cu elevii? Păi dar și o măsură să poată intra. Vă rog frumos, ceea ce găsesc în regulă la școala Drăgugești, să vin într-un raport, într-un proces verbal, care să ajungă în fața mea și a Consiliului Local în toată ședință, sperăm să fie o ședință mai rapidă, pentru că vom mai avea foarte discutat, ținând cont că sunt mai multe măsuri care se vor deschide, dați spre sfârșitul lunii sau începutul lunii viitoare. Legat de școala de Drăgugești, la începutul anului școlar, pentru că eu merg la școli destul de des și eu merg cu plăcere, iar cei care sunt cadidactici poate să confirme lucrul ăsta, că de acolo am plecat, nu știu dacă mă întorc înapoi, dar cred că e locul în care mă visez noaptea și vă spun sincer lucrul ăsta, cel puțin de la școala de Drăgugești, mi-e legată sufletește. E școala care, sigur și cu siguranță, dacă voi mai fi eu sau nu voi mai fi după 2024, sau poate și mai devreme, prima măsură prin care putem măsură prin care să primim finanțare, clar va fi școala la Drăgugești cea care va fi reabilitată. Problema este, discutam cu domnul director, ce vom face cu copiii. Vom găsi soluții să-i mutăm la Hilegiu, pentru că școala de la Hilegiu este o școală mare, într-un program pe schimbul 2. Așa se întâmplă și la Unești, pentru că mai multe școli dată în reabilitare, e școala care are nevoie de reabilitare și asta este adevărat, cu toate că a fost o școală reparată, modernizată în 2001, o altă cu școala de la Delec. Dar se pare că lucrările au fost mai de proastă ca să spun sau au fost mai prost întreținută de a s-a ajuns, ca astăzi să nu arate așa cum mi-am dorit să arate eu. Dar, repet, nu arată rău, sălile de clasă sunt săli curate, îngrijite, în care s-au făcut reparații și chiar modernizări la nivelul mic, mediu, minim. Mi-a dat domnul director că au schimbat inclusiv tot ce înseamnă parte de lambriu în clasă. Avem săli care am schimbat ce arată foarte rău în școală și chiar mi s-a părut că nu sunt regulă, sunt pupitele, mesele. Sunt mese de mai multe mâini, pentru că cele din 2002 nu mai sunt toate ca și număr și atunci printre cele de atunci au mai apărut și acele mese, pupite pentru elevi cu două locuri. Dar din punctul meu de vedere și se poate verifica, eu chiar v-am spus că am fotografii făcute, școala de la Drăgugești nu arată rău, arată ca o școală normală într-un mediu rural. Bine, am vrea cu toți, arată ca la Ciubuț și eu mi-aș dori. Dar băgate comuna mea are 6.000 locuitori, știu că doar 1.800 și e lângă Alba Iulia. Și au 50 de firme din Austria și Germania care au fost reabilitate acolo și au bani foarte multe și permis a fost martor prin... Noi încă nu avem apă în sate, nu avem canalizări, avem pune asfaltate. Poate să fie vina primarului, poate să fie vina oricui. Noi suntem pricepuți și știm foarte bine să găsim vinovații. Da, deci vă rog frumos, mergeți la școală împreună cu domnul director, cei care doresc, domnul Ștefănoaia, domnul Patrona, cine mai dorește să ajungă acolo, vă rog să încheiați un proces verbal astăzi. Dacă considerați că foichistul la Drăgugești nu-și face treaba, veniți în fața noastră. Da, dar nu-i ajută mașina, nici apoi cu ce face sau nu știu. Păi asfaltul nu merge, așa e și centrală. Deci adresarea aia care pune în școală pierde de pomadă. E pierde foarte mult, a căldurii. Tu știi să faci? Cu trebuie în zonă, trebuie făcut o condiție de ceva. Nu ceva, am spus că a făcut un sistem nou, dar ceva care își funcționează. Sunt 160 de copii la școală. 160 de copii care sunt în școală totul. Te Drăgugești. Sunt mulți care au plecat la orar, de ce caută?
Am venit din Italia, am venit din alte... Dar nu? Eu nu s-au încadrat în spate. Eu vă spun că... Păi, dar nu stau aici. Dar ce stau atât de dacă băiatul vine cu un astfel de sistem de... Eu vă spun că școala de la Dumnezeu... Dar de ce sunt copii, totuși? Deci, mă refer la ce școala aia, dar nu e liberă. Cele mai bune rezultate din zonă, la evaluare națională, au fost note peste școală oricum de la UNED. Și vorbim de evaluare națională, acolo unde subiecte sunt comune pe toată țara. Eu știu cazuri și am adus copii și pot să confirm și pot să dau lumea astăzi aici, copii care au mers la cămine la, până la vârsta de 6 ani și azi au ales să vină la școala Helegiu, școala din centru, bineînțeles, pentru că la Helegiu se învață și se face carte. Nu la ce, eu când spun Helegiu, nu mă refer doar la școala din satul Helegiu, mă refer la școlile din comună, cele trei școli pe care le avem noi astăzi. Nu cred că cineva nu își permite asta să mai facă treaba, ținând cont că serviciul fiecăruia depinde foarte mult de numărul de copii. Știți foarte bine că școlile astea primesc bugetul cu numărul de copii. Așa am ajuns să închidim și școala de la Bratila, apoi să ajungem să închidim școala de la Drăguțești mai târziu și cea de rei, pentru că numărul copilor se scade din ce în ce mai mult. Dar asta nu înseamnă că noi nu ne facem treaba și nu cred că și dumneavoastră să faceți treaba și cu toți încercăm să fie bine. Fără... Mai am făcut discuții. Și apropo, am discutat mereu, din iluminatul public. Foarte bine merge pe timp de zi. Apropo acum, duminică fi până ziua. Deci nu se găsește, am discutat de atât că am înțeles. Nu se găsește. Domnul ăla care răspunde, e vreo ăla. Domnul ăla, ce spuse că vă întreb, da. Când este sunat, ba că merge iluminatul ziua, ba că merge seara, ba că nu este aprins de loc, de zona Mocani vorbesc, vorbește foarte vulgar și lipsit de respect față de cetățenii. Deci nu mai sunt oameni care fac să coordoneze o comună pentru iluminatul public. Nu mai sunt eficienți. Chiar am bala rămasă. Dar nu e prima dată. Deci nu este prima dată. Nimic vă spun zice pe plătire. Am fotografii, dacă vreți. Am fotografii făcute. Fii drăguț cel tot. Noaptea, deci să extindem cu iluminat pe o problemă întunecată mai mare pentru niște bătrâni, nu se poate. Deci alea mie, cât se consumă în 24 de ore, că acum noaptea este mare. Bă, dar să nu mai eu, mă rog doar. Asta m-am gândit, să mă să le tai pe toate, le-am zis, chiar discutam cu mine. Le tai pe toate și o pui a doua să băie cum nu merge nimic. Deci duminica a fost lucrurile aprinse pe plătirea. Nu e numai o dată, prin Brătila, pentru că sunt de mii de ani. De mii de ani a fost acea fortună cu acele vânturi. Am s-au făcut ce zumele că era vânt. A fost a fost cod roșu de vânt în zona noastră. E siguranță de așa. Știu, nu e siguranță cum vreau, eu și umblu eu acolo. Dar vă l-ați făcut scurt, au dat înapoi în punctul de transformare și au fost becurile aprinse. E duminic, omul ăla nu a intervenit, toate că a fost anunțat. Nu s-a acceptă, scuze, asta nu s-a acceptă, asta țineți dumneavoastră. Eu cred că este altcineva de făcut contract cu altul care își face datoria și îți face meseria la punctul de lucru. Deci, deci comuna noastră să meargă bine, așa trebuie. Omul la locul potrivit. Nu pe de căutăm pe mine, că am relația cu Dumnezeu, eu pe ăla că mă ține la spate, nu dar, deci, ca să meargă ceva comun, totul care corespunde, corespunde. Noi nu avem probleme deci, cu rând schimbate sau dacă vom pune rând noi pe proiectul acela care spuneți dumneavoastră. Un consum, gândesc că reduce nu, consum. Nu, nu mai este sistemul general. Noi tot ce înseamnă fir de curent electric în stâr, sunt acele sisteme vechi de acum 40 de ani. EONU nu a făcut nici o modernizare în comuna Helegiu legată de transformatoare și de cabluri de curent electric. Sunt neizolate, eu nu sunt specialist. Dar am întrebat, și eu sunt nemulțumit de activitatea lui Sorin, activitatea altuia care și-o face treaba mai deosebit. Nu va putea face așa cum vrem să o facem. Pentru că la fiecare adiere de vânt, la fiecare furtună, la fiecare ploicică, dă scurt în scurt și dă siguranță de afară. Toți copacii noștri și al domnului Busuioc și al meu sunt crescuți prin firul de curent. Asta nu le vedem. La fiecare adere de vânt să lipesc două firi și dă afară. Căutăm zile întregi prin dialecte în Drăgugești să vedem unde este scurtul respectiv. Nu este o vină a UAT-ului sau Sorin Chiper. Sorin Chiper doar verifică acea siguranță de dat afară și solidice. Nu poate să intervină pe partea aceea de transport. Transportul este de gazul, iar ei nu intervin. Au o singură echipă de intervenții pe tot ce înseamnă de la Orbeni și până la Sândulei. Sâmbătă, duminică, după vântul acela puternic, cum a picat curentul la Drăgugești, a picat Orbeni, Valea Seacă, peste tot a fost nebuneală. Am vorbit decât cu robotul și asta poate să confirm cei pe Vale care au sunat și la rândul lor. Au stat oameni fără curent de duminică la ora 2 până miercuri dimineața.
dimineața la 3 dimineața, 4, nu știu când. Am intervenit la nici măcar nu mai ai cu cine vorbi, directorul vechi, nu știu cum domnul acela, Budeanu, care era un om ok și un om foarte bunsim și care găseam totdeauna o înțelegere, nu mai este, nu știu de ce cauză nu mai este, e cineva nou, nu-mi răspund la telefon, nu-l cunosc, e venit pe undeva, nu știu cine este. Clar, problema noastră public nu este legată doar de cel care ne face nouă parte de mentenanță cu 1.200 lei pe lună. E vorba de sistemul principal care e o problemă defectuoasă. Tot ce înseamnă transformatoare sunt vechi. Dacă ieșim acum afară, să vedeți că avem în stâlpul din fața mea 50.000 de firi. Orange, RDS, RCS, nu mai știu care Dumnezeu, Inatul Public, 380, 220, clar nu e regulă așa. Iar aici va trebui să intervină de gazul. Credeți dumneavoastră că în situația în care suntem azi la intervenit, nu vor interveni. Eu mă gândeam că domnul Suiu ne spune să facem economii cum fac toate comun în zona noastră. Să oprim noaptea, să gătim toată ziua. Adică, au fost lumii, nu au fost chiar în fiecare zi. Dumneavoastră ne spuneți că nu arde mereu, nu ca... Trebuie să vin la fiecare, doar să vin de fiecare dată. Haideți să luăm o informație. Haideți să luăm o informație. Deci, pe incidentul de la Brătila, imediat cum mi s-a comunicat că sunt probleme pe iluminat, eu am discutat personal cu domnul Chiper, lucrurile stau în felul următor. Adică, luni dimineața când am discutat cu domnul, s-a zis, domnule, orice incident, fie că mentenanță ne face Chiper, fie că o face Xulescu, Vasilescu, nu contează, nu poate interveni pe rețeaua electrică, ca urmare a cauza incidentului produs la Târgu Ocna, fără aviz de intervenție pe acea zonă. Și fiind în weekend, lucrul ăsta nu-l făcea Delgazul, adică nu aveau de să-și aveți aprobare, se poate interveni. Exact ce spunea domnul primar, trebuie să iei toată coloana, dacă undeva sunt firele lipite, trebuie să ai aprobare să intre acolo să intervii. Asta au și fost, o să întâlnim. Și în dimineața noi când l-am anunțat pe om, el a acționat de mai bun. E diferent dacă era plătirea firma lui, e plătirea aparținului de Târgu Ocna, e plătirea aparținului de Târgu Ocna, ce se pare cu Dilma? Domnul Buse, dacă luam Ierblu, întrebucam și curentul la apel la... Să știți că pe Brătila nu cred că să fie legat cu trebuie. Deci nu pot interveni decât cu aprobarea ei omului, fără 24 de poate. Nu să știți. Se repare avariile. Eu vă spun că așa stau trebuie. Asta mai întreb și eu și o să fiu părăția. Eu vă spun că asta a fost... Asta a fost... Deci asta a fost răspunsul. Asta a fost zi, adică dacă era domnule o săptămână, în cursul săptămânii, două, trei zile, da. Incidentul o să mai apară, exact cum apar și la apă și la iluminat. Chestia asta a rezolvat lor. Nu am trifaza, vecinul are curent, eu nu am. Hai să vorbim pe rând. Deci eu vă spun că luni am semnalizat problema, luni s-a rezolvat. Despre atât, nu am nicio treabă, mi-i chipier, poți fi cine-o fi. Despre asta e vorba. Nu am zis să rezolvăm cazul, nu am zis acum că... Da, a fost primul rezolvat. Da. Aveam două întrebări, dar am fost una era cu școala și l-am dat pe domnul director să-mi facă informare vis-a-vis de cum a început anul școlar și dacă putem ajuta în un fel. Al doilea ar fi, la dispensarele umane a fost făcută recepția? Doar la cei de la Drăgujești, de la Brătila. Da, dacă a fost făcută recepția la cel de la Brătila, ce rol are groapa aia acolo acoperită cu un carton în curtea căbinului? Deci groapa ce din partea dreaptă e locul în care avem fosta septică. Inițial, pentru că terenul căminului găsarului uman de la Brătila, în proprietatea primăriei Chelegeului, e doar de 80 cm pe două laturi, adică partea de spate și partea dintre biserică, avem doar 80 cm proprietate. Inițial, proiectantul nu a avut de unde să știe și a dat fosta respectivă în spatele dispensarului. Acolo ar fi avut o pantă normală. Pentru că atunci când au săpat, am sesizat lucrul ăsta și nu puteam să punem în terenul Umbreanu, terenul fosta respectivă, am mutat fosta în față. Ca să o mutăm în față, a trebuit să coboare mai mult decât era cota inițială, pentru că deja erau făcute ieșiri de spate. S-a completat cu pământ, cu un pământ reapă, necompactat, s-au pus peste fosta septică să nu preseze terenul ăsta, cum se numește, pământul s-o spargă și cred că de la ploi pământul s-a lăsat, atasat, s-au putezit voscândul că am sesizat și eu mă sunat doamna doctorul într-o zi să-mi spună că... Să știți că este destul de mare. Eu am fost acolo să nu trebuie, că am fost să-mi iau un băiat. Deci nu te aduc aceapra și trebuie găsit o soluție. Să punem două cupe de pământ acolo, că altceva n-am ce să fac. Nu e spartă fosta, fapul ăsta funcționează, nu ești afară nimic. Doamna se agită mult acolo.
județean uman. Da, dar asta este o chestie care poate fi rezolvată și... Deci nu e o chestie gravă. Nu m-a sunat, e crăpată, e spart. Nu, asta s-a întâmplat. S-a băgat mai mult decât a fost gândită inițial, pentru că scurge din spate nu mai puteau va fi modificate. Și-au completat cu pământul ce au rezultat din săpătura de la fosta septic. Fosta septic e o fosă de 3-4 metri cu, nu știu, ceva mică din material dintre ăsta de la de demon, de care sunt acum la răzare. Sunt întrebare scurtă, câte persoane sunt în recensământ? 5600 și ceva. Deci, stimați consilieri, nu veți mai fi 15 consilieri, probabil? Din... Ba da, peste 5.000. Peste 5.000. Da, nu, dacă erau puțin. Nu, 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 doar 5 minute, pentru că am uitat și acum am spus, dar am plătit și n-am vrut să mă duc familia Ungurean. Am avut să n-am trecut o discuție cu familia Ungurean, cei care și-au, spunem că au răspuns prezent rugăminței mele de a veni la Brătila pentru a achiziționa parohia acel teren de lângă un teren de vreo 520 de metri pătrați, nu am căzut de acord. Suma, și din punctul meu de vedere, a fost destul de mare cerută de familia Ungureanu. Acum, cred că, și dacă am insistat mai mult, poate și părintele aș fi putut face mai mult lobby, poate găseam o soluție. Eu cred că era singura variantă și varianta cea mai bună ca acolo să se construiască casa mortoară sau capela mortoară, ținând cont că e lângă biserică, că nu trebuia să ieși cu el pe stradă și chiar dacă un teren proprietatea parochiei, unul putea să construiască așa cum vedea părintele. Nu a fost să fie, au stat în cei 4 ore, nu s-au plecat, că au avea ceva de rezolvat, au cerut 40 de euro pentru pătrat, sunt foarte mari. Foarte mari. Foarte mari. Am cerut 50 euro sau la 40. Un 10 euro, 15 euro, eu aș fi fost dispus să-i dăm, erau bani pe care eu i-am și băgat în contul parohiei, pentru că i-am virat bani părintele cu o 200 mâini înainte de a întâlni cu dânsii. Da. Suntem acum ce va face părinte. Dacă mă întrebați pe mine astăzi, singura variantă din punctul meu de vedere și o variantă pe care și-o poate permite parohia Răzești, dar eu nu vreau să mă implic acolo absolut deloc, decât doar așa cum prevede statutul, ca sprijin a parohiei, construirea unei capele, gen cea de la Măgura, am eu acolo căsuță pe care am cumpărat-o să fac un magazin, pe care e cea mai bună, o poți aduce, nu trebuie să construire, o bagi în curtea bisericii și spui acolo un mort, ținând cont că Răzești e o parohie foarte mică, cu putere financiară destul de redusă. Celelalte variante, că să-mi doneze, că să-mi facă, să-mi fac și eu ceva acolo, pică din punct de vedere, nu sunt bani. Ceva în genul ce este dacă la... Ungureanu Zvane ar fi dat terenul acela cu 10 euro, cum am gândit eu, pentru de-aia am și dat 30.000 de lei, pentru că am zis că 500 de metri, ar fi 5.000 și ceva de euro, cu acte pe care să-l facem noi, era o sumă oarecum, să spunem, apropiată de realitate și ok. Domnul profesor de la Iași, cred că ar fi dat terenul așa, poate chiar și donat la un moment dat. Doamna doctor a fost un pic mai ruptă de realitate, să spun, doamne de București, prețurile au terenul alte prețuri acolo. Dacă mă întrebați pe mine, și sper să nu greșesc, și de obicei eu am dreptate, au fost câteva telefoane din Brătila care au cam stricat poile acolo. Pentru că doamna mi-a spus că are 3-4 mușterii, să spun așa, interesați, care au dat bănuți destul de mult și că ea ia 80.000 de euro pe casă și pe teren. Și cred că... Ce să facă cineva aici? Ce poți face acolo? Da, dacă mă întrebați pe mine, atâta de multe răutăți sunt în ultimul timp, de mă ajut să fie și acolo. Și ar putea să fie... Și au mai fost doi factori care au influențat creșterea prețului. Unul a fost faptul că o suprafață de teren a fost luată, deci, doamna, în mod abuziv, prejurul dispensarului și doi, o încercare de a se extinde cimitirul fără să fie familia întrebată și... Și când ai familii din Pădureț care ocupă terenul și când mai au 10 hectare de pământ care nu și-au scos de acolo, sunt de acord cu dânsii, eu accept și îmi prețuiesc dreptul de proprietate, chiar i-am rugat să consulte o firmă de avocatură, să îi dea în judecată pe cei care au pământul abuziv, dacă legea le permite, dacă se constată că noi acolo am fi construit abuziv, să fim dați în judecată, din câte știu eu, nu? Mai ales că cred că am ocupat mai puțin decât ar trebui să ocupăm cu formă ordine de prefect din 2019, când aveam 500 de metri în 300 de metri. Dar, în fine,
Așa s-a lucrat. Nu s-a putut înțelege. Au cerut, cât dracu, nu știu cât vine, 500 de metri ori 40 de nivel 20.000 de euro. E loc de multe ori 20, mă gândeam că face și capela acolo. E loc. Iar nu s-o permite. La zi și-o astăzi nu și-o permite. Poate nici părinții nu are timp să ocupe foarte mult să-i implice mai mult, dar nici Răzeșul și-o permite, financiar vorbim. Eu rămân la idee, dacă dumneavoastră mă susțin și sunteți de acord, cred că cel mai bine, cu bănuții pe care îi are de la noi și poate mai are de s-a strâns 10-20 de mii, până la 1 decembrie poate să pună acolo o casă mortoară, de asta mortoară, din Bușteni, din cum e cea de la Măr, dar unde e să ai care oameni acolo, pentru un mor doi lunar, nu știu, 10 anual, cred că e suficient, nu cred că și-o permite altfel. Eu știu că e drag și mică la Heretiu, că la el de la casa mortoară. Dar la Elgius e un pic de implicare și din partea stătenilor, parte mai mult. Cred că și părinții au intrat într-o concurență cu ceilalți preoți care mai mici ceva prin comună și au vrut și să o termine. Eu am rămas surprins când am fost acolo 200 mâncă, am avut doi morți în comună, din care unul nu era cunoscut. Și Heretiu a terminat. Face fațada și de pentru și Sfințești înainte la Drăgucești. Nu știu dacă poate la... Dar Drăgucești, prin Sfințești la Drăgucești. Da, așa stau lucrurile. Eu cred că cea mai bună variantă asta este să o ducem acolo. Nu, după câte știu, nu are voie să ia fața bisericii să mă întâlnească. În spate, lateral, nu știu. În zona unde plăcuri, să fac o poate. Mai... Trebuie să o soluție. Nivelează, face... Părinții vin cu o idee, că au insultat, că nu știu care, că mai vorbit, să facem în curtea școlii. Nu accept lucrul ăsta. Dacă nu asta acceptați, poate acolo să vie cineva vreodată, școala aceea este conservată, nu vor mai fi copii, asta este clar. Avem probleme și inclusiv cu grăința și cu un director poate să ne confirme, avem 5 copii acolo la grădință. Poate să găsești între noi, între dumneavoastră, în cineva care să fie interesat, să facă ceva acolo, să vină în beneficiu comun, o casă de ajutor social, nu știu, prin care să o ia la primărie, să întoarcă ceva către noi, nici concesiuni, închirieri, nu știu, cu juridic vorbind. Chiar mă l-am, vă spun sincer, am vorbit cu niște copii care au terminat acum română cu engleză de la apropiați mii la Brașov și i-am întrebat, eu văd ca și viitor, ca și cadru didactic, în viitor vor fi școlile private. Sau o școală după școală și în mediul rural. Adică sunt familii pe care le cunosc și cred că și-a dat copilul la ora 2. Am și prieteni care aduc profesor acasă să facă temele copii, că nu au timp. Am mișcat un cap. Băi, am serviciu și nevastă, mi-a câștigat 1 milion pe oră, îmi convins să o luăm un profesor și aici, lei să-mi militeze copiii 2 ore. Cred că s-ar putea face și acolo. E păcat să o lăsăm. Școala de grătire, aceea care o arse, care azi e conservată și făcută de noi, tenguită, termopanie, coperiș nou, tavan, tras un gleț și pus pe jos o pardoseală și se poate folosi. Dar este exclus din punctul de vedere școală, că nu, eu nu văd. Eu nu văd următorii 10 ani număr de copii care se redeschide școala la Brătila. Nu văd eu, nu era intenție din partea mea. Poate stimulăm la planeta. Și dacă stimulăm mai puțin la Brătila. Eu zic că poate fi luat în calcul. Chiar dacă rugați vă interesați, ar putea fi luat în calcul o capelă cu intrarea prin uliță, aproape de biserică, împrelimuită. Acolo mai jos, undeva de unde era acel atelier. Pe atât, n-am prezut la nimic. Pentru că legea spune că mortul nu mai are voie pe drum, asta e una, e la distanță mare păi de biserică și în curtea școlii. Păi nu mai e școală. Poate facem... Nu mai e școală. Școală după școală, după prin capela, capela de la Sfântul Nicolae, te uiți după parcul, te uiți în capelă, da? Adică, totuși, despre ce vorbim? Da, e curtea biserică. E în curtea biserică, nu, chiar, da. Cu intrare separată, cu prejuire. Au cimitare sus, să meargă tot la fel. Da, cred că poate mai trebuie insista la doamna... Nu o să le mai dea voie. La Ungureanu. Eu cred că la familia Ungureanu nu se va vedea de vreme de acolo. Nu cred, pentru că eu știu mai mult. Adică s-au închis negocierile acolo. Din punct de vedere, da. Deci nu am stat aici, când am înțeles, am spus, nici părinții nu au fost poate prea interesat în sensul de a se implica mai mult, de a insista mai mult. Am plecat, am struguri de cules. Eu asta am înțeles, dacă mă întrebați prin mine. Cu toate că eu cred că era un teren ok. Inclusiv, ce mai fost favor, mă zbăteam să cumpăr, că dreptul de proprietate astăzi este o descum. Să fie apoi la urmă, când era la ceopria linia, începeam în poșa, nu te-am denunțat asta, nici nu știu. Era un teren, apară ok. Care rămânea și peste. Care rămânea și peste, da. V-am spus, eu
Eu așa aș face. Eu dacă eram loc părintele astăzi, banii care vin de la parohie și cu cine are de la primărie, o lua, o monta, o punea jos. Dar în spatele cimitirului, tot de la ei? Și cum ajungem acolo? Pe la biserică. Face tu. Dar este prețul lor de vânzare. E diferent. Nu acolo, nu acolo. De la ei. Tot de la Ungurean. Nu, nu, nu. Păpușica? Nu, și mă gândesc la o față, da, așa, că cimitirul Barbatila este nu, foarte, foarte, foarte aglomerat. Ca să duci în spate cimitirul, ar trebui să-ți faci o alee prin care să ajungi cu mine. Exact. Trebuie să cazi pe câteva morbide, că nu vor accepta niciunul să treci peste mă, să vezi taxul câte morbide peste o alee. Nu știu, eu cred că tot acolo în curte îți găsești o variantă. Din punctul de vedere, îți găsești o variantă. Dacă pui ceva de 7 pe 4, de exemplu, domnule, 40 de metri pătrați, 50 de metri, e cât o cameră, e mai puțin decât sala de consiliu. Pe ce m-a vrut de la un clar? Eu vorbesc doar de camere mortoare, nu mai vorbim de casă trasticală, că vreau să facem pomeni acolo. Asta îmi pomeni pentru mine, chestii care nu se fac. Da. Da, despre asta vreau. Am fost să deschid subiectul ăsta pentru că m-am gândit din familia Măureanu și să nu... Nu știu, ori e părerea mea, ori nu sunt din ceea ce știu, ori nu sunt interesați, ori cum a spus, sunt rupți de realitate. Adică ei, dacă ar vrea să vândă, domnule, cât e prețul pieții? Ăsta e, ăsta e, vând și atât. Pentru că... la prețul de la capitală, domnule. Păi se orientează, dar eu am spus, dacă ar vrea să vândă, un om normal așa se gândește, cât este prețul în zonă? Ăla nu poți vinde. Și pentru că ei, scuzați-mă, ei au vrut să mai vând odată, dar acum vreo 20 de ani sau 15 ani în locul și au cerut 2 miliarde, care era o sumă astronomică. Și de asta mă gândesc. De asta nici nu l-au vândut. Deci din discuția cu domnul Moreanu, profesor universitar, care e destul de bine și este un tip foarte ok și un care a înțeles cum stau lucrurile și a și văzut că ce are acolo nu e un lucru de calitate și nu e o casă care să... Eu nu sunt interesat, nu voi fi niciodată interesat, dar și cel care este interesat nu va cumpăra niciodată terenul respectiv pentru că are o casă pe el. Casa e o casă, șupletul, o casă care nu mai poți repara, nu mai poți face expertiză de proiect de construire, de modernizare, ceva pe ea. Omul a înțeles și la telefon, eu chiar am fost încrezător, vă spun sigur, de-aia am și trimis banii în bontul parochii, pentru că eu când însu am stat la telefon, mi-a spus, domnule, spitați-ne, știi că vă rezolva problema, dar spuneți-mi un preț, nu pot să vă spun, eu vă spun din verișoara mea. Nu vă spun nici acolo când am fost, noi acolo ne-am întâlnit inițial și ne-am mutat din nou atmosfera, aici mi-a spus în sala de consiliu, eram cu toții. Eu am mai zis nimic, părintele ăsta e ca arcul, cum s-a are cât de mărișor, nu mai e. E bun, e mult. Și eu înțeles că e mult, dar poate că se am tot o să se ajunge la inima dânsii. Nu știu. Nu știu. V-ați spus, eu cred că a fost nici un fel sau altul și dusă. Nu, dar are nici părerea mea. Și vă demonstrez că am putat. Și ce ne găsesc cu asta? Că am putat. Nu știu, dar 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 nu drumul de la Ciocțea, ăla din Mișo, dacă am face cu buldozerul, două ori cu buldozerul șanse, de a fi face cu buldozerul, dar și nici palatul la șosea. Am preluat apă după drum și s-a duce în șanse. În cap în butonul modul ăla mic. Da, exact după ciurmea. Dacă face șanse acolo, tot vine apa strigă de buștiu. Da, dar ciurmea sunt probleme și la ciurmea. Șanse asupra ciurmea. Nu pot să vă spun, 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 să v